Ultima oară? Într-un magazin. Și ai vrea să-l revezi? Da. Și ai vrea să fie al tău toată viața? Da. Dar nu cred că se poate. Revizorul Samsung Plano. Împreună cu toate produsele de top marca Samsung. Lunar și tu poți câștiga aceste premii la Cuprize, Cuprize. Detalii în magazine. Europa FM a crescut într-un an cât alții în 10. A ajuns un radio de milioane. Muzica e de milioane. Ești informat la timp, în detaliu, complet. Și se aude în toată țara. Ascultă și tu un radio de milioane de români. Vindem gogoși. Nu te răsfățăm, nu-ți ascundem nimic, nu te menajăm. În această seară am invitat în studioul televiziunii naționale Antena 1 pe domnul Dumitru Dragomir, președinte al Ligii Cluburilor Profesioniste de Fotbal, și Sorin Roșca Stănescu, director al cotidianului Ziua. În ultima vreme în presă a apărut un adevărat război între Dumitru Dragomir și Sorin Roșca Stănescu. Aș vrea să citesc cât un pasaj din editorialele semnate de o parte de Dumitru Dragomir și pe de alta de domnul Sorin Roșca Stănescu. Și încep cu cel scris de domnul Dumitru Dragomir într-un nou săptămânal intitulat Atac la persoană. Cel mai sordit jurnal ce a apărut în publicistica românească, Ziua, un inventar al diverselor personalități preferite, conduce la ideea că ziarul conceput de Sorin Roșca Stănescu este folosit preponderent pentru el sau stăpânii lui ca instrument de intimidare, presiune și șantaj. Pur și simplu sunt inventate cazuri și conflicte pentru a cădea în plasa de a oferi ceva publicitate sau pentru a-l mai ține viață pe tarabie. Acest lucru cred că l-a făcut pe Sorin Roșca Stănescu să dea comanda peitașilor de la Ziua să se năpustească asupra mea, a familiei și activităților pe care le conduc. N-am dorit rău nimănui, dar cu astfel de specimene care inventează despre mine fapte dintre cele mai netrebnice, mă voi judeca până în pânzele albe. Iar daunele pe care le voi cere în instanță vor tăia impostorilor pofta pentru totdeauna de a se mai juca cu vorbele. Pe de altă parte, domnul Sorin Roșca Stănescu alocă spațiu unui întreg editorial, editorial în care scrie despre Dumitru Dragomir, numindu-l Corleone, nici mai mult, nici mai puțin. În fauna fotbalului românesc, Nemitică deține importantul rang de președinte al Ligii Cluburilor Profesioniste de Fotbal. Și îi se spune Corleone. Ce a făcut acest individ pentru a-i se acorda de către mafioții autohtoni cu spaimă în suflet și respect numele celui mai mare naș al mafiei napolitane? Se întreabă Sorin
Roșca Stănescu. Cine este în definitiv acest neamitică Dragomir? Cine e domnul Sorin Roșca Stănescu, acest mitică, neamitică Dragomir, cum spuneți dumneavoastră? Aș începe totuși cu o întrebare care e chiar din pasajul citat de dumneavoastră. Chiar aș dori să-l întreb pe domnul Dragomir de ce este alintat de către autohtoni cu acest apelativ de Corleone, nume că... care aparține într-adevăr șefului mafiei napolitan. E interesant că dumneavoastră vi se spune Nașu și domnului Dragomir se spune Corleone. De ce mi se spune Corleone? Eu am fost singurul președinte din istoria acestei țări care am stat pe funcția de președinte 21 de ani. Ei, în acești 21 de ani, toți au vrut să mă bage la ori cu șantaje, ori cu fel de fel de probleme, să mă ghicească cu ceva, să mă curețe. Ei, n-au putut să mă curețe în 21 de ani cât am fost președinte și nici după aceea, după adunarea din 89. Vreau să fac o precizare. Fotbal nu mă pricepe, asta e bine să știe telespectatorii, deci nu am pretenția că sunt priceput în fotbal și înțeleg că dumneavoastră invocați unul dintre mecanismele prin care ați finanțat domnul Roșca, dumneavoastră vă pricepeți bine să acuzați și să denigrați în ceea ce mă privește, cel puțin pe mine. Dumneavoastră m-ați acuzat în ziarul pe care îl conduceți că eu am adus un vapor de blugi. De blugi, corect. Domnule, dacă eu aduceam acest... Nu l-am furat, deci. L-am adus cu bani, cumpărat cu bani, da? Da. Ei aflat că eu n-am avut nicio pereche de blugi în acest vapor și nu l-am adus eu, domnule. Sunteți informat greșit. Echipa Victoria a făcut un turneu în Turcia și noi aveam un autobuz nenorocit mic, pentru că Victoria, totuși, la început, nu avea așa mari condiții. Atunci, colonelul Radu Matei, care trăiește și ne întrebați, și cu fost mare fotbalist de leară, au găsit un vapor care pleca gol către România. Deci, dintre spectatorii care au venit la meci și câteva baloturi de cu blugi s-au încărcat pe acest vapor, s-au adus în țară. Cam câte zeci de mii. Nu contează, nu i-au furat nimeni, i-a cumpărat. Asta este una din acuzații. Dumneavoastră, ce credeți, că mie mi-e frică să recunosc că au fost ai mei? V-a acuzat dumneavoastră nespuns. Și dumneavoastră îl acuzați, am citit numai o părticică dintr-un material mult mai amplu. Acuzați ziua de șantaj, de publicitate pe baza șantajului, că ai și de la ziua. Aveți vreo dovadă pentru toate aceste acuzații? Bineînțeles că am. La tribunal, că v-am dat în judecat. Și eu pe dumneavoastră v-am dat, ne judecăm, da. Ne judecăm pentru că, vreau să vă spun, domnul, donam și ceva, ziua mă tot înțeapă, dar destul de dur. Eu am avut o discuție cu domnul Roșca Stănescu, că noi totuși am fost amici. Ba la masă, ba în altă parte și am stat de vorbă. Cum în altă parte? La restaurant, sau pe stradă, sau în mașină. Puneți-le telespectatorilor că am fost odată la o masă. Nu, mai am fost de vreo 3-4 ori. De vreo 3-4 ori am fost. Așa. Și dânsul meu a făcut propunerea, haide noi să încetăm, ca ei mei nu mai scriu. Păi, eu sunt un tip cu mult fair play. Și la mine, că la mine eu sunt stăpânul la ziar, la dânsul are alt stăpân și primește ordine. Așa. Ei, eu am oprit această treabă. Dânsul n-a oprit. Și a început să mă jignească. Acum, o săptămână în urmă, mă sună de la Paris, pe mobil. Și îmi spune, neamitică, hai, domne, să ne bălăcărim în ziar. Că, domne, nu mai am nici ce să mai scriu și uite cu tirajele astea nasol. Dom'le, este adevărat sau nu este adevărat? Nu, nu este adevărat. Sub cuvântul dumneavoastră de onoare că nu este adevărat? Sub cuvântul meu de onoare și domn că domnul, eu minciunor din și dumneavoastră acum tot asta face. Permiteți și mie să precizez conținutul dialogului telefonic. Deci, mie mi s-a relatat că la Antena 1 a făcut anumite afirmații privind activitatea redactorilor de la Ziua Sport și că într-un săptămânal pe care îl editați s-au scris anumite lucruri incorrecte despre mine. Și atunci v-am telefonat și v-am spus deci mi-ați telefonat? Da.
Păi când e minciună lume, că acum 30 de secunde mi-a spus că nu a terminat. Nu să vedem ce a zis. Eu n-am spus așa ce. Deci, și atunci v-am telefonat și v-am spus așa, că o să-mi vină foarte greu în condițiile în care dumneavoastră nu vă respectați cuvântul pe care vi l-ați dat, acela de a nu ataca un alt ziar, îmi va fi foarte greu să-i opresc pe colegii mei de la Ziua Sport să scrie ce au descris despre dumneavoastră. Atunci dumneavoastră mi-a spus că neasorine ce am făcut, că n-am făcut decât să vă fac puțină reclamă. Eu dumneavoastră, dacă așa am spus la televizor. Atunci v-am spus, atunci o să vă fac și eu puțină reclamă de asta. Iar pe restul, cred că ați vorbit singur și ați auzit singur ceea ce ați relatat. Nu se poate, dumneavoastră mă jigniți în permanență. Ziarul Ziua se cheamă Ziarul Ziua. Ziarul dumneavoastră se cheamă Atac la Persoană, domnul Dragon. Păi de ce ați spus titlul ăsta? Puteți să explicați telespectatorul? Haideți, uitați, vă fac și reclamă cum ați invocat. Da, domnul Șoa, peste ori așa am vrut eu, domnul. Atac la persoană. Da, atac la persoană. Este simbolic. Deci el își propune în mod programatic această reviție să atace persoană. Domnul, eu nu atac, eu atac cu lucruri corecte, domnul, în revista mea. Dumneavoastră atacați cu minciuni. Cum cu lucruri corecte? Corecte? A spus că Ziarul Ziua are cele mai multe procese din presa dumneavoastră. Ăsta e un neadevăr. Unul din ziarele cu procese. A spus că avem cele mai multe. Este un mare neadevăr. Poate că este un adevăr, informația a venit. Sunt multe lucruri, s-ar putea ca și eu să scap cu o informație, să fiu intoxicat și să scap cu o informație, dar dumneavoastră nu sunteți dumne intoxicat, sunteți bolnavi, domne, de neadevărul, domn. Vă persecută neadevărul, domn. Iată, și în ziarul care apare mâine pe piață, în ziarul Ziua, așa, mai publicăm ceva ce cu certitudine veți spune că este un neadevăr. Deci păi doamne, nu de astăzi, domne, mi-a spus că am o vină de 21 de camere, domne. De încăperi, de încăperi. Cum puteți zice opinia publică în felul ăsta, domne? De încăperi, de încăperi. De încăperi, auziți? Da. Păi nu sunt... Doamne. 91 de încăperi este aici... Iată și vila, așa, vila, da. Suprafața este de vreo 200 de metri pătrați și pot să, dacă vreți, putem să și citim. Așa, ia citim. Din ce se compune, ca să numere telespectatorii încăperile. Așa. Deci, strada de... Păi pe 200 de metri sunt 20 de încăperi, domnul Roșca. Deci, faceți socoteala, domnul Roșca, 200 împărțit la 20. Deci eu vă fac la metri. Doamne, mai 5 ca, camere, 80, din contract. 5 așa. Camere, o contract obținut în așa. Calitatea noastră de simplu așa. Capitan. De 5 camere ale lumei. Cu repartiție. 5 așa. Camere, așa, de 86 de metri pătrați, așa. O cameră de serviciu, 15 metri pătrați, așa. 3 bucătării, ce vor fi trebuite, mă rog, e problema fiecare. 2 cămări, 2 holuri, 2 culoare, un vestibul, 2 băi, 3 boxe. Păi eu, domnul Roșca... Asta în condițiile în care două persoane, două persoane nu puteau obține mai mult de o garsonieră, conform legii. Eu... Pot să fac public o propunere. Vă rog. Hai de să punem organul în abilitate, să ocupe și de minizele dumneavoastră, să vedem cine e mai în culpă. Păi eu cred nu neapărat mafios, că nu suntem niciunul dintre noi mafios. Da. Pentru mafios este altceva. Dacă dumneavoastră vă sunteți așa un monument de corectitudine, hai de să ocupe cineva. Păi să știți că și ziarul Ziua a propus. Viața din ultimii 10 ani a lui Dragomir Dumitru poate face subiectul de studiu la materia drept penal. Îi dau eu o carte scrisă pentru asta. El nu, să nu mai inventeze toate nenorocirile aici, pentru că eu nu mi-e frică mie de ce scrie aici, nu e niciun adevăr. Iată ce declară cineva despre dumneavoastră. Trăim în lumea fotbalului de când Dumitru Dragomir era un anonim. În decurs atâtor ani de stadion am reușit să-l cunoaștem, să-l învățăm la distanță. A ajuns Dragomir să-mi dea mie lecții de imagine, aș filmez pe mâna lui poate doar la barbut. Să-mi spună când e cazul. Șanu, Brăila, Parandărăt la pace și pe ei dai tu fără macara. Așa. Ce vă aveți despre această declarație? Eu, de păi mare, eu nu joc barbut. Eu joc jocuri de noroc, dar nu joc barbut, nu mă caracterizează. N-ați jucat barbut niciodată? Nu.
Da. Ce jocuri de noroc jucați? Bine, joc cam ce joacă și domnul Sorin Roșca Stănescu. Ce joc? Sunt la cazino. Eu la cazino? Da, da. Și ați pierdut sume mari la mare anul ăsta. Extraordinar. Știm, deci, suntem bine informați. Deci declar în fața tuturor telespectatorilor, da? Cu mâna pe inimă, că nici măcar nu știu unde e cazino. Hai să vă spun acum, domnul Sorin. Asta, mai mult, stați puțin. Nici măcar nu știu unde există pe litoral un cazino. În timp, ce vei spune lui Sorin Roșca Stănescu la tribunal? L-a dat în judecată. Păi, care va fi pledoria dumneavoastră pentru împotriva lui Sorin Roșca Stănescu? Nu, pledoria mea va fi, poate, scurtă. Am avocați angajați pentru asta. Bun, care va fi declarația dumneavoastră dată acolo împotriva lui Sorin Roșca Stănescu? Calomnie în presă? Da. Asta, atât. Calomnie. Cu ce v-a calomniat? Păi, să vă spun așa, cu ce m-am. M-a făcut hoț că am furat 178.000 de dolari. Așa. Deci să demonstreze că i-am furat. Da. Așa. A spus că am o casă cu 21 de... Păi și n-are 21 de încăperi? Poftim? N-are 21 de încăperi? Cum nu are 4 încăperi? Nu-i vorbați după ce... Nu v-am întrebat de care. Ziarul, ziua, ce dumneavoastră, domnule? Așa. Așa. Nu-mi vine în minte acum că mă tot gândesc la întrebările care mi le puneți. Domnul Stănescu, vreau să-l veți acționat? Da, noi l-am acționat deja în judecată și în instanță. Pentru ce? Pentru calomnie. Domnule, vă mulțumesc mult pentru participarea noastră la această emisiune și sper că acolo la judecată, pentru că am înțeles că v-ați dat în judecată unul pe celălalt, va câștiga dreptatea. Ce-o servim? Verde în față. Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. În această seară avem un subiect fierbinte. Deputații PNL, PD și PRM critică ordonanța de urgență adoptată de guvern în ședința din 31 mai, care permite tuturor persoanelor cu funcție de demnitate publică, numite sau funcții asimilate celor de demnitate publică, precum și persoanelor care sunt încadrate pe funcții din cabinetul demnitarului în cadrul ministerelor, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice să beneficieze de locuințe de serviciu pe durata deținerii posturilor. Astăzi, Comisia pentru Administrația Publică a Camerei Deputaților a avizat favorabil această ordonanță. Controversat articol 2 al ordonanței în cauză privitor la persoanele care sunt îndreptățite să primească locuințe de serviciu a fost adoptat în forma prezentată, deputații extinzând chiar acest drept și pentru funcția de director general. Astfel vor beneficia de locuințe de serviciu persoanele care ocupă funcții de demnitate publică numite sau funcții asimilate funcțiilor de demnitate publică, precum și secretarii generali și directori generali și persoanele care sunt încadrate pe funcții din cabinetul demnitarului în cadrul ministerelor. Parlamentarii PNL și PD consideră prevederile actului normativ mult prea generale, motiv pentru care au votat împotriva proiectului. Proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței va fi înaintat spre dezbatere și adoptare plenului. Biroul permanent urmează să stabilească dacă acesta va fi discutat în procedură de urgență. L-am invitat în studioul nostru în această seară pentru a discuta acest subiect pe domnul Emil Boc, deputat PD și membru al Comisiei Juridice de Disciplină și Imunități, și pe domnul Șerban Mihăilescu, ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului. Bună seara. De ce ați votat împotrivă și care au fost... În primul rând, aș vrea să fac o primă observație prealabilă. Noi nu suntem împotriva acordării de locuințe, nu suntem împotriva construcției de locuințe și ne doare faptul că astăzi am văzut că mass media prezintă prima mare realizare a ministrului Mitre, așa nume încheierea programului de construcție de locuințe prin Agenția Națională de Locuințe, în sensul că nu s-au putut realiza cele peste 1000 de locuințe propuse. Deci suntem pentru locuințe, dar nu suntem pentru criterii discriminatorii și criterii clientelare în acordarea acestor locuințe de serviciu. Obiecțiile noastre sunt două, dacă mă puteți permite. O obiecție de natură politică și o obiecție de natură juridică. În privința obiecției de natură politică, noi considerăm că prin această ordonanță, în realitate, se urmărește satisfacerea unor interese clientelare ale Partidului de Guvernământ și acest act vine în continuare unui șir de acte normative, precum ordonanța de urgență a Guvernului pentru menținerea numărului de viceprimar la capitală,
ordonanța Guvernului pentru modificarea legii administrației publice locale cu privire la regimul incompatibilităților, în sensul că, într-o premieră absolută, premierul Năstase la televizor vine și interpretează legea, în sensul că ea se aplică numai din 2004, deși textul legii este expres. Prin urmare, consacră o interpretare în maniera latinoamericană de telenovelă, o lege care normal se aplică. De ce? Pentru a conserva niște privilegii pentru niște funcționari, pentru niște consilieri care trebuie să-și păstreze și calitatea de membru în Consiliul de Administrație. În al treilea rând, și domnul prim-ministru, domnul ministru prezent aici, noi se străim de ordonanța de urgență pentru salvarea băncii Dacia Felix, prin care se scutește o datorie publică de peste 40 de milioane de dolari și se acordă unei firme îndoielnice. Un raport internațional în materie preciza faptul că este vorba de o firmă angrenată în jocuri de noroc, plan internațional, iar noi dăm bani publici unei asemenea firme. Deci, este un gest corect. Deci, în acest context, vreau să precizez că nu face nota discordanță ceea ce se întâmplă astăzi aici cu această ordonanță guvernamentală. În al treilea rând, sub raport juridic, această ordonanță... Trebuie să ne oprim până la raportul juridic, să-l ascultăm și pe domnul Mihelescu și discutăm după aceea și raportul juridic. Da. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea care a făcut-o dumneavoastră, în sensul că a fost o prezentare extrem de corectă. E vorba de locuința de serviciu. Deci toată această chestiune îmbracă o formă pură de economie. Nu are niciun fel de conotație politică și nu are niciun fel de altă chestiune. Vreau să informez telespectatorii că în temeiul unor hotărâri de guvern existente în perioada anterioară, cei nominalizați în hotărârea de guvern au dreptul să stea, pentru că ei vin din provincie la un hotel, inclusiv până la 4 stele, iar unitatea bugetară respectivă să le plătească. Asta face cam 40-50 de milioane de lei pe lună și, iertați-mă, toate ministerele au replicat că nu mai pot să suporte această povară foarte mare, care a trecut doar pe primele câteva luni ale anului. În condițiile în care suntem foarte atenți cu banul public, spre deosebire de alte situații, și revin imediat la ele, am identificat de câteva luni, numai acum, o serie întreagă de locuințe care stăteau goale. Ce am făcut cu ele? 50 de apartamente le dăm pentru cei care au fost evacuați. Aproape 20 de apartamente le-am dat pentru tot felul de cadre care corespund legii 112, pentru că guvernarea a avut grijă să lase toate spațiile ocupate, nu ies din ele, nu se mută, nu putem să punem buldozele, deci și cei care... De ce nu se mută? Legea este destul de neclară din punct de vedere al încetării mandatului într-o locuință de protocol, sunt tot felul de discuții, a face proceduri cu executori judecătorești contra unor oameni, probabil că a fi calificat de domnul deputat aici prezent, iarăși ca o luptă politică. Oricum, aceste locuințe sunt libere, le-am transformat în locuințe de protocol și vrem să satisfacem condiții doar pe perioada mandatului de locuit decente. Avem o listă întreagă, ce sunt apartamente, cu 23 camere pentru oameni care lucrează în administrația publică. Atât și nimic mai mult. Economia este uriașă. În legătură cu toate celelalte alegații făcute anterior, sunt de o anumită manieră politizate, n-aș vrea să mă refer la ele, dar sunt în totalitate incorrecte. În loc să lichidezi o bancă, vrei să o salvezi, în loc să schimbi regulile în timpul mandatului, încerc să le păstrezi pentru că oamenii au fost aleși pentru un vot direct și atunci n-are rost să continuăm pe treaba asta. Dar din punctul nostru de vedere am rezolvat în 6 luni de zile aproape 100 de cazuri de oameni care pot sta în locuințe decente, nu-i vorba de locuințe de protocol care, repet, sunt în totalitate ocupate la data de 31 decembrie și am reușit să rezolvăm o serie întreagă de probleme. Ăsta e stilul nostru, îi rezolvăm și pe în primul rând aș vrea să-l corectez pe domnul ministru că hotărârea guvernului pe care a invocat-o domnia sa cu privire la costul și decontarea la hotel de 4 stele este hotărârea guvernului numărul 160 pe 2001. Deci dacă eu mi-amintesc bine, în 2001 guvernul Năstase era la guvernare și acest guvern a emis această ordonanță cu privire la decontul cheltuielilor în valută, cu privire la milioanele care urmau să fie alocate. Deci nu este vorba de o decizie anterioară. Acum, într-adevăr, ajungându-se la concluzia că a fost o decizie greșită, se încearcă să se recupereze ceva, dar nu așa, ci într-o manieră discriminatorie. Până în 2000 nu era aceeași hotărâre. Deci, vreau să documentul ca să vă arătați vizorul. Poftiți documentul. Deci, semnat de Muguri Sărăs. Uitați ce spuneți dumneavoastră. A fost o mică reactualizare în care am redus. Nu, să nu reactualizăm, că reactualizăm lucruri diferite, domnule ministru. Nu e adevărat. Este perfect adevărat, pentru că această hotărâre este din 2001 și aici se vorbește de 75 și 200 de dolari și nu în hotărârea domnului Sărescu. Nu este adevărat.
Da, cu cititul, citiți. Da, uite, este vorba de 5 milioane de lei. Unde scrie aici? Și a trebuit să reactualizăm la 6 milioane într-un an. Este vorba de o hotărâre din 2000, nu să-mi spuneți mie, domnule ministru, că în anul 2000, 5 milioane reprezentau $200. Dar nu am spus, dar cât reprezentau? Deci, nu, 30-40 de milioane, vreau să mă scuzați, că așa spune dumneavoastră aici. 30-40, deci, nu, în orice caz. Deci, dumneavoastră, transformați 5 milioane din anul. Este o cheltuială extraordinară de buget. Să vedem cine a fost greșeală, în primul rând. Deci, dumneavoastră, treceți de la 5 milioane la 30-40 de milioane. Pentru asta, că n-ați lucrat niciodată în domeniul ăsta. Domnule ministru, discutăm cu documente puse la dispoziție de dumneavoastră și nu de altcineva. Deci hotărârea ISRS-ul se referă până la 5 milioane, dumneavoastră spuneți 30-40 de milioane. Nu e adevărat, domnule drag. Uitați ce spuneți aici. Uitați ce spune aici. 375-200 de dolari, 35-40 de milioane. Aici, în hotărârea domnului ISRS-ul, uitați ce scrie, este vorba, dacă se poate, de până la 5 milioane de lei. Deci este vorba de o realitate pe care... Dumneavoastră aveți stilul cu mere și cu pere. Haideți să vă explic eu, dar cititul e greu. Cititul e greu. Vă rog frumos, vă rog frumos. Aici scrie clar. Cheltuielile de cazare pentru persoanele de articolul se pot deconta în limita tarifelor efectiv plătite de aceștia pentru o cameră în hotel. Și aceasta, stai din gură, nu e adevărat. Și aceasta este are legătură, iertați-mă, încerc scuze. Haideți să ne înțelegem. Da. Deci, această decontare la cameră de hotel înseamnă 30-40 de milioane de lei pe lună. Se pot deconta pentru cei care ocupă alte locuințe o sumă de 5 milioane. Dacă ocupă un apartament și o decontă. Deci sunt două chestiuni total diferite și încă o dată încerc scuze, domnule. În al doilea rând. Deci sunt două chestiuni. Eu tot cred că lucrurile au fost destul de clare. Domnule, tu, că în al doilea rând... Stai o secundă ca să înțeleagă telespectatorii, da, că e important. Avem o lege a locuinței. Până la legea locuinței vreau eu să mă lămuresc și să înțeleagă și telespectatorii. Deci până să se schimbe regimul, să vină guvernul în stație... Este o hotărâre din anul 2000. Asta vreau să vă întreb și pe dumneavoastră și pe domnul Hedescu. Deci guvernul Isărescu, pe vremea guvernului Isărescu, exista o hotărâre de guvern în care... demnitarilor sau ce erau, puteau să stea la hotel. Li se deconta hotelul, limita unui hotel de 4 stele, da? Sau puteau să stea în oraș și li se dădea un supliment. Bun, de majoritatea stăteau la hotel. Cât însemna la hotel această cheltuială? În jur de $200 la orice sumă. Bun. Și dumneavoastră ziceți că e vreo diferență între ceea ce a acordat guvernul Sărescu și ceea ce a acordat guvernul Stasi pentru Parlament. Bineînțeles că este o diferență, că în primul rând era vorba de o cheltuială până în limita la 5 milioane de lei, cum se menționează acolo, în timp ce actualul guvern, hotărârea din ianuarie 2001, spune până la 30-40 de milioane. Deci au fost sume într-adevăr risipite. Deci trebuie să fie stopate aceste sume. Și dezinformarea... Dar în al doilea rând, trebuie să vedem cât se extinde... Aia cu 5 milioane mi se pare că e vorba de altă sumă. Nu mai citiți dumneavoastră, dacă nu mă citesc. Păi dați-mi voie, domnule, că am citit din actele dumneavoastră. Deci orice principal sunt autorizat să aprobe suportarea din bugetul instituției publice a cheltuielor de cazare la hotelurile din municipiu pentru persoane care ocupă funcția de demnitate publică. Am înțeles, deci... Articolul 2. Vă rog frumos. În situația în care se cazează pe cont propriu municipiul București, persoanele menționate beneficiază de o sumă de 5 milioane. Da, unde sunt două chestiuni diferite. Și unde este suma de 30-40 de milioane? La primul articol. Dacă este adevărat. Nu este adevărat, domnule ministru. Nu este adevărat. Vă rog foarte mult să... Nu toți demnitarii au... Dacă stă un demnitar la hotel, care sunt cheltuielile pentru un demnitar la hotel? 30-40 de milioane pe lună. În actualul moment. Dar aici avem o lege pentru demnitar. Așa, domnule, haideți să trecem la lege. Asta vreau să vă demonstrez dumneavoastră. Nici. Pentru demnitar avem legea locuinței, care în articolele 58 și 59 spun următoarele lucruri. Pot beneficia de locuințe de protocol, la cerere, cu plata chiriei prevăzute, în afară de președintele Senatului, președintele Camerei, primul ministru, vicepreședinții Senatului, vicepreședinții Camerei Deputaților, miniștrii și cei asimilați acestora. Deci secretarii de stat asimilați funcției cu rang de ministru. Deci, domnule, iubiți-vă o clipă. Ca să fie este legea locuinței. Nu sunt asimilați ministru. Sub raport financiar. Vă rugați să uitați în legea bugetului de stat, că am studiat-o cu atenție. Deci, atenție. Miniștri, atunci cine sunt asimilații acestora? Miniștri și asimilații acestora? Președinții anumitor organizații. Nu, ăștia sunt trecuți aici. Ăștia sunt trecuți aici, domnule ministru. Deci, avem o lege, domnule Tucă, pentru acordarea de locuințe de protocol pentru acești demnitari. De ce n-ați aplicat-o până în 2000? A fost aplicată, domnule ministru. Adică, nu sunt ministru, sunt... S-ar putea, nu se știe, după cum... Vă garantez, dăm în pălmașa aceea pe la ziariști.
Este deci nevoie. Ce? A fost aplicată legea? A fost aplicată legea și au fost acordate deci locuințe de profesor. Deci care e diferența între ceea ce a făcut guvernul Isărescu și guvernul Năstăscă? Că banii asta extins, sunt aceiași. Și ce a făcut guvernul Năstăscă? A extins la directorii... Nu numai la director, domnule Năstăscă. A extins la toți consilierii care fac parte din cabinetul demnitarului. Și la tot, ce înseamnă cabinetul demnitarului? Deci eu sunt... Fiecare ministru sunt, la, de la oricare ministru. Da, eu sunt un ministru, secretar de stat, am un cabinet, mm-hmm. mi-aduc o rudă de la Petroșani sau de la Focșani. Nu ați făcut dumneavoastră numai. Să nu confundăm, că nu i-am pus președintele Curții Supreme, nu am numit la Curtea Constituțională un judecător din familie, încât chiar și cel mai dur regim african ar fi invidios pe dumneavoastră. Este cel mai bun profesor de drept constituțional din România. Domnule ministru, vă place, nu facem o dezbatere politică despre tot ce spune domnule Tucă. Să numești membri din aceeași familie la instituții fundamentale ale statului este o chestiune care ține de secolul trecut. Facem o altă dezbatere. Mai secolul 16 se moșteneau funcțiile, domnule Tucă. Dați-mi voie să spun totuși acest lucru. Haideți să discutăm despre subiectul nostru din această seară. Deci, domnule Tucă, ca să fie foarte clar, locuințele de protocol la care face apel domnul deputat acolo n-au nicio legătură cu locuințele de servici de aici. Aici, bărbune, v-am lăsat să vorbiți. Aici este vorba în exclusivitate de apartamente libere, libere, cu 23 camere și lista lor a fost publicată. Deci nu sunt apartamente de protocol. Nu are nicio legătură cu protocol. Am folosit termenul de locuință de serviciu, tocmai care lipsește la locuința de protocol și atunci demnitarul care stă acolo peste mandatul său, practic, nu am o reglementare foarte clară care să îl facă să elibereze locuința și sunt mai mulți de la dânsi în situația asta, iar la locuința de serviciu, pentru ca să poată să stea în condiții decente, la apartamente de 2-3 camere... Numai cei care sunt din provincie. Numai cei de provincie, deci cei din București. Da. Sunt ministere care au 2-3 secretari de stat din provincie, stau la hotel, la 100-100 și ceva de milioane în condițiile de buget de acum este foarte mult pentru capitolul alte cheltuieli. E o realitate la care nu ne putem, oricum, iertați-mă, cu asta închid, practic noi nu mai putem beneficia în condițiile astea decât de undeva 10-15 apartamente. Deci toată această istorie cu rude și cu asta este complet falsă. Este o realitate din acest. Dar nu, nu aveți nicio realitate, că nici măcar n-am dat la cineva. Nu asta să risca ăla înainte. Dar când atingeți de instituțiile fundamentale ale statului... Vreți să mă atingă membrii PD-ului care nu părăsesc? Unde introduceți nepotismul ca politică de stat? Vreți să mă atingă membrii PD-ului care nu părăsesc? Domnule ministru, eu vă spun ce discriminați în această lege. Și ce discriminări faceți dumneavoastră? Eu sunt tânăr, știu ce înseamnă să lupt pentru o locuință în momentul de față. Să la hotel gratis. Eu nu vorbesc de deputatul Emil Boc, de tânărul care încă mă consider Emil Boc și știu cu ce probleme ne confruntăm. Și de ce un asistent universitar, un preparator, un medic primar, care este la fel de performant, nu are dreptul să obțină o locuință decentă? Facem un program de 8.000 de case care o să-l facem. Domnule, uitați ce spune presa de astăzi. Programul ANL a murit. Așa spune presa de astăzi. S-a terminat programul de ANL. Promisiunile noastre electorale sunt simple gogoși pe care le-ați vândut și acum se transformă în altceva, în omlete, care nu mai am șansă. Domnule, sunt și eu o persoană destul de dură. Dacă ministru, nu încetați... Domnule ministru, hai să discutăm pe chestiuni concrete, legale. Am o ordonanță a dumneavoastră, pe care am discutat-o astăzi în Comisia Juridică. Da. Este o ordonanță cu privire la sancționarea tuturor formelor de discriminare. Și aici se spune foarte clar că principiul egalității între cetățeni, excluderea privilegiilor și discriminării sunt garantate, în special în exercitarea următoarelor drepturi. Și după ce se face o înșirare a drepturilor, la punctul E, avem alineatul 3, unde spune dreptul la locuință. Deci noi avem dreptul să creăm categorii privilegiate care să obțină niște locuințe prin simplu fapt că au fost, atenție, nu alese, nu câștigate în baza unor competențe profesionale, ci numite pe criterii politice. Pentru că sunt foarte serioși. Aceste persoane vin în București, aduse pe criterii politice. Deci nu aduse... secretarea de stat de guvernare noastră au fost niște minuni. Și ai noștri să nu, dumneavoastră și domnule ministru, de ce ați extins? Domnule ministru, dați-mi voie, eu pot ochelar, dar nu sunt orb. Ați extins această ordonanță la toate agențiile guvernamentale. Vă rog să spuneți de ce acest lucru. Instituții publice și agenții guvernamentale. Deci și secretarul de stat, și funcționarul de la Oficiul pentru Protecția Consumatorului, de la Agenția de Resurse Naturale. Nu e adevărat. Domnule ministru, dați-mi voie să vă citesc exact din ordonanța dumneavoastră. Dați-mi voie. Aia lui Isărescu. Îmi permiteți să citesc din ordonanța dumneavoastră și să-mi spuneți dumneavoastră în calitate de ministru ce înseamnă acest lucru? Uitați ce spune domnule... Vreau să vă spun că să fie foarte clar că nu am reușit să rezolvăm niciun fel de problemă de locuință pe spinarea contribuabilului. Și va nu sta că nu se dă 30-40 de milioane la hoteluri, pentru că un deputat care stă de pomană la un hotel,
Păi dacă sunteți de acord, lăsați-ne să dea acord cu banul cum facem economie. Hai să facem locuințe în țara aceasta, domnul ministru. Dacă nu să faceți ce ați făcut ieri când a votat 160 de legi și a tot timpul ați croncănit acolo la aia, doar nu s-au votat. Să votează, domnul deputat, dacă mai votează și merge. 2% și dar uitați ce spune, uitați ce spune lumea despre programul dumneavoastră de locuințe. Ați promis care cu... lume? Un ziar care e un ziar. Nu este al nostru, domnule. Toată presa scrie acest lucru și nu este vorba de ziarul nostru. Eu nu știu ce ziar este, nici n-am menționat ce ziar este. Dar să revin la discuția dumneavoastră. Îmi place pentru că moderatorul nu intervine. Să revin la discuția dumneavoastră. Domnule ministru, pot beneficia de locuințe de serviciu în condițiile prezentei ordonanțe, persoanele ce ocupă funcții de demnitate publică și așa mai departe, secretar, precum și persoanele care sunt încadrate pe funcții din cabinetul demnitarului în cadrul ministerelor și acum atenție, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice. Agenția funcționarului public, autoritatea de sunt peste 50 de organizații subordonate guvernului. Domnule ministru, eu predau cursul acesta la Universitatea Babeș Bolyai și așa știu că sunt 50. Deci sunt 50 de organisme subordonate guvernului. Nu care sunt subordonate guvernului, subordonate ministerului. Subordonate ministerului și ministerele sunt subordonate guvernului, dacă în această țară guvernul guvernează totuși. Deci, prin urmare, această extensie nepermisă introduce niște criterii clientelare care nu au ce căuta în de drept, în condiții dacă vine un profesor, cum avem la ora actuală profesori universitari și vin din Cluj, vin din Iași, vin din Timișoara, pe perioada mandatului pot ocupa o locuință de serviciu. Așa a decis guvernul. Așa a decis guvernul ales prin vot universal. Noastră stați-mi bărbuță, ridicați degetul. Cum adică guvernul ales prin votul populației. Nici prin votul populației. Guvernul în 4 ani de zile n-a fost în stare să dați o casă la nimeni. Noi dăm casa, am dat aproape 100. Deci, vă supărați, asta e. Nimic. Dar în al doilea rând vreau să menționez aici un lucru foarte clar. Un lucru foarte clar, domnule ministru, că această extensie nu este decât un reflex clientelar, mental, pentru a putea facilita niște interese personale ale creației partidului. Acum pregătiți terenul, domnule ministru, stați un pic. Ordonanța nu s-a uscat încă cerneala la domnului prim-ministru Adrian Năstase încă. O să vină aceste clientele și o să avem grijă să vi le arătăm. Vreți să dau cuiva de la... Vrem să vă arătăm, domnule ministru, unui coleg de-al dumneavoastră de la Cluj. Nu facem parte din guvernul, din urmare, nu. Dar uitați ce se întâmplă, domnule Tucă. Și funcționarii guvernamentali unde sunt astea? Și ce facem cu clasa politică? Și de ce nu este racordată la realitate și nu cunoaște agenda cetățeanului? Aceste persoane au un salariu 8-10 milioane de lei, prin urmare și-ar putea permite o chirie. Atunci cum pot eu să-i spun unui coleg de-al meu care este medic primar sau asistent universitar care să trăiască? Eu am 11 milioane. Eu repet, mă încadrez în această categorie și sunt dispus să renunț la aceste privilegii. Vă rog. Pentru că interesul public trebuie să primeze. Interesul public trebuie să primeze. Trebuie să primeze. Dar dumneavoastră nu faceți altceva decât să le încorsetați. Deci ce facem cu acești demnitari? Îi punem în locuințe de serviciu, deși sunt rupt de realitate. Nu știu ce înseamnă să ai o locuință în țara aceasta. Și când te discut, când te întâlnești cu ei pe stradă și spui, domnule, n-am probleme cu locuința, spun, domnule, nu-i greu. Haideți să trăim în lumea reală. Sunt oameni care au locuințele lor, pe care plătesc, în Cluj, în Iași, dar nu știu ce înseamnă, să nu pe o locuință. Domnule ministru, am un salar și așa cum se descurcă și medicul ăla primar care a făcut 6 ani de medicină, încă 3 ani de perfecționare, încă 4 de stagiu și ăla nu poate trăi în București pentru că nu are posibilități, pentru că nu are salariu, pentru că nu are salariu de mizeriu, de mizerie. Gândiți-vă la un conferențiar universitar, la un asistent cu un salariu de 3-4 milioane, cum rezistă? Haideți să nu creăm discriminări. Trebuie să avem de-a face cu o reevaluare și o rearanjare a valorilor în această societate. Nu facem prin aceste etaje decât să aranjăm și să terminăm cu valorile din această țară. Haideți să revenim la conducere, rearanjați noastră. Așa cum ne-a distrus în 4 ani, aveți posibilitatea. Nu este vorba de a distruge, ci este vorba de a împiedica niște interese clientelare și un respect față de instituțiile fundamentale ale statului de drept. Mie nu-mi place să vorbim tot timpul. Domnule ministru, dumneavoastră sunteți și părintele acelei ordonanțe cu Banca Dacia Felix. Și dacă aceste lucruri se leagă, dumneavoastră propune și această măsură. Sunt trei interese clientelare care se leagă în lanț, domnule ministru. Adică scutiți din bani publici 40 de milioane de dolari. Luați-i dumneavoastră, domnule ministru, cum era vorba de 7-8 milioane de dolari care aducea licitatorul. De unde scoate cifrele? A fost înainte o emisiune în care se inventau toți studiile. A venit ordonanța de urgență prin care ați eludat legile bancare. De ce nu sunteți de acord să verificăm bonitatea creditorului? Nu, că ați spus prin ordonanța. Nu, ordonanța a fost făcută cu aprobarea Băncii Naționale și a Guvernului. Avem o putere în țară. Domnul Buc, avem o putere. Aveți o putere prin care încurajați
N-ați făcut nimic, ați distrus tot, ați distrus Bamporexul și acum voi jocuri de noroc, acționari la firme care au jocuri de noroc. Nu discutăm despre jocuri de noroc acum. Dar vă place când e discuția aprinsă, domnul moderator. Nu, trebuie să-mi placă mie, trebuie ca telespectatorii să înțeleagă. N-au cum să înțeleagă că ce înseamnă această ordonanță. Dacă această ordonanță ia din banii publici și le dă demnitarilor sau dacă nu ia sau se economisește din potrivă prin faptul că parlamentarii nu mai stau la hotel unde dau 4 milioane. E vorba de parlamentar, domnule, să facă această ordonanță. Deci să precizăm un lucru foarte clar. Parlamentarii sau alții. Deci e vorba de alte persoane. Dar aveți 30 de secunde în finalul. Deci, în concret, ne vom opune unui asemenea proiect de ordonanță pentru faptul că sub raport politic este inoportun și creează încă o dată un precedent clientelar la care se adaugă la alte antecedente clientelare ale partidului de guvernământ și nu vrem să compromitem interesul public pentru a satisface niște interese mărunte de clan ale partidului de guvernământ. Iar în al doilea rând, sub raport juridic, avem cadrul legal existent pentru a conferi drepturi locative persoanelor existente. Iar dacă sunt cheltuieli prea mari, să învețe ce se întâmplă în România și să trăiască în România în realitate demnitarii și într-o lume virtuală, într-un punct de pildeș. Eu sunt de acord să dea guvernul casă și să nu dea primăria celor care vin la București. Pentru că dacă dumneavoastră invocați legea locuinței, locuința care va fi dată acestor oameni, acestei clientele, se vor instala în locuințe și vor rămâne acolo. Asta pe prevederi legale, corect. Astea sunt pe perioada celor 4 ani, cel puțin. Da, domnul Helescu. Deci, în primul rând, este o lipsă de informare și o abordare total greșită din partea domnului deputat. Condiția noastră a fost foarte clară. Locuințe libere, care făceau parte dintr-un fond locativ care nu era al primăriei, au fost transformate în locuințe de serviciu, tocmai pentru a lucra foarte bine perioada de mandat, care este clar delimitată, va fi vorba de contracte pe durată determinată și vor fi câteva locuințe pentru secretarii de stat, că nu vor depăși mai mult de categoria de stat, pentru că toate unitățile bugetare plătesc sume enorme la hoteluri pentru această prestație. Nu ne vom da înapoi. Nivelul de informare la domnul deputat a fost Iertați-mă. Vă rog să nu folosiți argumente de acest fel, pentru că domnul Drugă nu sunt dispus să mai supăr asemenea, să mai suport asemenea. Vreți să plecați acolo? Nu, dar vă rog să moderați în manieră civilizată. Eu nu mi-am permis să dați într-o emisiune. Mi s-a părut că nu să moderați în manieră civilizată. Vi s-a părut că sunt necivilizați? Nu, dumneavoastră și doamne ferește, mi-ați permis acest lucru. O secundă. Scuze dacă ați spus acest lucru. Nu e nicio problemă, că nu era vorba. Mă înțeles că era vorba de discuție în sine. Domnule Mihailescu, spuneți-mi, vă rog, dacă este să se dea aceste locuințe de serviciu tuturor clienților politici de care vorbea domnul Boc, aveți locuințe sau nu? Puteți lua de undeva sau numai din locuințe? După ce guvernul a repartizat 50 de apartamente pentru primăriile de sector, pentru cei care au fost evacuați în temeiul legii 10/2001, au mai rămas la nivel de 10-15 apartamente care vor fi repartizate cu multă parcimonie pentru secretarii de stat care au fost chemați din provincie să îndeplinească un mandat pe perioada următorului 4 ani. Nu pot să-mi ascund o întrebare, domnule Tucă. Atunci, de ce a fost nevoie de ordonanță de urgență pentru 10 locuințe? Normal că a fost nevoie de ordonanță de urgență. De ce o situație excepțională? Puteți să vă opriți, opriți să vă spun. Atunci, deci a fost nevoie de ordonanță de urgență pentru că, fiind o derogare de legea 112, nu se putea decât prin ordonanță, nu prin hotărâre. Legea 112, în care cu multă aplicația a citit 112 pe 114. Deci, din cauza că a citit cu multă aplicație domnul deputat acolo, rezultă clar că numai miniștrii și șefii anumitor chestiuni aveau drept la locuința de protocol. De locuința de serviciu nu s-a mai spus nimic. Am recreat această chestiune tocmai pentru a pune punct. Și locuința de serviciu este tratată la capitolul 6. Bun. Mai un singur lucru să constat, că Partidul de Guvernământ a făcut un progres de la ordonanță pentru 2 la ordonanță pentru 15 persoane. Este un progres. Bun, dacă mai găsim apartamente, pe care vreau să remarc, este un progres remarcabil. Dacă mai găsim apartamente libere, care nu sunt ale primăriei, vă spun că vom mări numărul de apartamente. Vă mulțumesc mult pentru participare în această seară. Stați pe aproape, nu plecați nicăieri. Emisiunea noastră continuă, veți urmări ultima parte.
vacanță. Ia-ți jurnalul celor 100 de vacanțe. Trimite un singur talon din Jurnalul Național și ia-ți o vacanță de 5 zile la Hotel Flora din Mamaia. Ia-ți o vacanță din 100 cu Jurnalul celor 100 de vacanțe. Iei Jurnalul Național, iei vacanță pe gratis. Lansare în filmare! Trei mașini noi în 4 zile. Dacia Supernova Europa, Dacia Berlina dedicație, Dacia Break dedicație. Și în plus poți afla starea de sănătate a Daciei tale. Ai doar 4 zile. Vino repede să vezi. Accident de muncă s-a petrecut azi în portul Constanța. Trei muncitori care trebuiau să lucreze în tancurile unei barje au leșinat imediat după ce au pătruns în navă. Potrivit primelor investigații, în tancul respectiv neaerisit de mult timp, lipsea oxigenul, iar muncitorilor li s-a făcut rău. Cei trei sunt acum internați în spital, dar medicii afirmă că ei sunt în afara oricărui pericol. Detalii în Observator. Și tot atunci și despre țara bolnavă în care trăim. Potrivit unui raport internațional, România a stagnat în ultimii 30 de ani în privința stării de sănătate a populației. În 1990, populația țării a scăzut cu 700.000 de locuitori. Țara noastră cheltuiește de 16 ori mai puțin pentru sănătate decât media în Uniunea Europeană. Amănunte aflați la ora 23. Sunt Alexandra Stoicescu și ne revedem la Observator după Marius Tucășoc. Astăzi, președintele PDSR București, Dan Ioan Popescu, a prezentat bilanțul unui an de activitate a primarilor de sector din partea partidului de guvernământ. Liderul PDSR a evaluat prestația celor 6 primari de sectori cu media 8, refuzând să se pronunțe individual asupra meritelor edililor de sector. Voi acorda note individuale celor 6 primari PDSR din capitală după ce voi vizita fiecare zonă în parte, fiecare sector în parte. Consider totuși că primarii de sector sunt undeva în jurul mediei 8 din punct de vedere al activității, a mai spus Dan Ioan Popescu. Am invitat în această seară, pentru că s-a făcut un an de când PDSR a preluat puterea, cel puțin la nivel de sectoare, toți cei 6 primari de sector sunt din PDSR. Am invitat în studioul nostru, spuneam, pe domnul Vasile Gherasim, primarul sectorului 1 și vicepreședinte al organizației București a PDSR, și pe domnul Ioan Enciu, viceprimar al capitalei. În asta n-aveți funcție în PDSR București? Nu, mai membru simplu în birou executiv. Deci nu v-au dat nicio funcție până acum. Și de ce le-a dat nota 8, domnule Enciu, domnul Popescu? Motivația a fost următoarea. Domnul ministru este un om foarte ocupat. Ministerul dânsului cred că este unul din cele mai grele din cadrul guvernului. Dânsul nu prea a mai avut timp să umble prin sectoare, să pipăie, să vadă... Dar dumneavoastră ați umblat. Spuneți-ne astăzi ce note le-ați dat primarilor, că sunteți viceprimarul capitalei și știți ce se întâmplă în toate sectoarele. Aveți vreo notă, calificativ, ceva? Eu aș da calificativul foarte bine, ținând cont de posibilitățile materiale pe care le-au avut la dispoziție și de atribuțiunile care le-au avut până acum. Deși în cadrul atribuțiunilor restrânse pe care le-au avut, eu zic că și-au făcut întru totul datorii. Domnul Enciu, haideți că sunteți viceprimar din partea PDSR și știți foarte bine ce se întâmplă în sector. Totuși, după acest an în care PDSR-ul a preluat puterea la sector, așa cum spuneam, cei 6 primari sunt PDSR. Care sunt, până în momentul ăsta, să spunem, punctele bune, realizările și care sunt problemele cu care s-au confruntat primarii de sector în acest an? Primarii de sector s-au luptat, într-adevăr, în primul rând pentru a satisface nevoile de zi cu zi ale oamenilor din cadrul sectorilor. Problema curățenii, problema școlilor, deși nu a fost în atribuțiunea dânșilor, ei s-au ocupat și de școli. Problema socială referitoare atât la copii cât și la bătrâni. Problemele legate de parcuri, de grădini. Toate aceste obiective nu le-au aparținut primarilor de sector. De asemenea, și s-au ocupat de problema extinderilor rețelelor de apă și canalizare, de îmbunătățirea drumurilor. Iar probleme care nu erau în dreptul dânșilor. Până acum, sperăm că în curând le vor avea atât ca și bani, cât și ca și atribuțiuni. Una dintre cele mai importante probleme, unde pot să spun că domnul primar Gherasim aici de față este fruntaș, este problema
contactului permanent cu cetățenii. Sunt și în întrecerea capitalistă. Da, sunt și în întrecerea dintre sectoare. Să știți că, deși pare o glumă, este o chestie foarte bună, să știi că ai un concurent. Da? Concurența chiar în PDSR, până la urmă, naște valoare. Spuneți-mi, vă rog, domnule Gerasim, pentru că ți-ați primarul unui sector foarte important, sectorul 1, care sunt realizările dumneavoastră? Că de realizări vă bănesc că puteți vorbi încă o jumătate de oră. Ca punct de referință față de aceste sau pentru aceste realizări, am programul politic care a fost lansat în campanie. Sigur că multe lucruri le-am realizat cu sprijinul tuturor, în mod deosebit a oamenilor, dar sunt și puncte negre și sunt destule. De exemplu, ne-am propus inițial să sprijinim întreprinzătorii mici și mijlocii, să revitalizăm economia, pentru că baza renașterii țării stă în economie și aici am avut o contribuție foarte mică. E un punct negru față de care suntem datori și vom face totul în perioada care urmează să insistăm și în această zonă. Un alt aspect care mă deranjează, nu avem o distribuție echitabilă a contribuției cetățeanului în funcție de zona în care locuiește, în funcție de nivelul veniturilor. Avem pensionari care sunt la mare nevoie și impozitele sunt aproape uniforme. Cel care stă în Chitila, de exemplu, plătește aproximativ același impozit, deși nu are apă, deși nu are canalizare, anumite zone din Chitila, cu cel care stă în Dorobanți, care are apă, care are canalizare, care are confort și care are un venit net superior. Mă refer la impozitul pe teren, de exemplu, la impozitul pe clădiri. Era una din problemele de bază ale programului electoral cu care m-am prezentat în fața electoratului și am rămas restant. Lucrăm la un proiect de lege, așa cum am lucrat și la proiectul legii capitale, și vom propune guvernului o lege a fiscalității locale, diferită față de cea de acum, în sensul de a elimina o nedreptate. Nedreptatea pornește de la faptul că Bucureștiul, care are o rată a șomajului sub media occidentală, Bucureștiul fiind cu totul altceva din punct de vedere dinamice față de restul țării, deci care are o populație destul de ocupată, rata undeva în jurul 5% față de 7-8% la nivel occidental și față de 11-12% la nivel național, Bucureștiul trebuie să aibă venituri, trebuie să aibă o capacitate mare din punct de vedere economic. Această nedreptate trebuie să o acoperim prin stabilirea unor taxe locale în favoarea cetățenilor a comunității din partea unor agenții care funcționează în București, birouri de avocații, birouri notariale, asociații, să stabilim o anumită taxă, pentru că, în mod normal, ei beneficiază și de un spor de clientelă, având în vedere că desfășoară activitatea în București. Nu, dar în mod normal, dar dau și locuri de muncă. Cabinetele de avocatură și de notariale și agențiile imobiliare nu oferă cine știe ce locuri de muncă. Nu poate să dea ca la FAUR 1000 de locuri de muncă, dar sunt acolo, sunt profesii liberale la urmă. Nu e vorba de un impozit prevenit, ci e vorba de niște taxe care se practică în toată lumea și care la nivelul unui cabinet de avocați de pe 1,2 milioane pe lună ar fi modic. Spuneți-mi și ca realizare, ca mare realizare a dumneavoastră la sectorul 1 în acest an care s-a scurs din momentul în care ați devenit primarul, a fost ales primarul sectorului? Cea mare realizare care o am este programul de locuințe pentru tineri, pentru specialiști. E un program, încă nu l-ați făcut. S-a muncit totul la acest program, avem contacte externe pentru preluarea unui împrumut comunitar, avem sprijinul și a guvernului din punctul ăsta de vedere și suntem convinși că acest program se va aplica. Câte locuințe veți face în sectorul? În jur de 800. În jur de 800 de locuințe în următorii 2 ani. Am înțeles. Și în tot mandatul sperăm să depășim 1000. Dar realizări concrete, punctuale, avem realizări în investiții. Suntem sectorul care a realizat un parc, Parcul 2000. Vom lua la mână, am realizat și câteva terenuri de joacă pentru copii, în jur de 10. Vom lua în inventar toate celelalte terenuri și le reabilităm. Avem o stradă model pentru Rareș. Avem Parcul Brâncuș, avem piața Napoleon al III-lea. Sunt câteva obiective punctuale care merită să fie luate în considerare, ținând cont de faptul că totul s-a făcut sub imperiul unui buget cedat de la Primăria Capitalei și luat cu foarte mari greutăți. Domnule Niciu, apropo de legea capitalei, pentru că s-a tot vorbit, există un proiect pentru această lege a capitalei, ce ar putea să prevadă legea capitalei și cu ce vor
o condiție mai bună cetățenii capitale odată cu intrarea în vigoare acestei legi, dacă ea va fi vreodată discutată și aprobată. Problema, legea capitalei, eu pot să vorbesc despre acest lucru, dar aveți aici de față pe tatăl legii capitale, Spuneți-mi, ce prevede această lege și dacă va fi discutată? Legea capitalei prevede o instituire clară a autonomiei locale, o delimitare a competențelor fiecărei primării vis-a-vis de primăria capitalei. Păi nu l-ați delimitat acum, legea administrației publice? Legea administrației publice stabilește pe domeniul de activitate. Legea capitalei merge mult mai adânc, în sensul ca eficientizarea activității administrației locale să plece de la cetățean către primărie. Există un proiect care a fost dezbătut cu toți primarii, cu consilierii, a fost înaintat după această dezbatere Ministerului Public, care, bineînțeles că va perfecționa alt nivel de Și va intra în dezbatere, la nivelul capitalei și să sperăm că există două opinii, o opinie care să-l impună în acest mandat sau să-l pregătească pentru 2004. Câți viceprimarii PDSR sunt la capitală? Doi. Doi viceprimari și consilieri? Consilieri 28. 28. Nu avem majoritatea. Dar vă chinuiți să aveți. 65 de consilieri în cadrul primăriei generale, 28 sunt ai noștri. Care sunt, să spunem, lucrurile pe care le-ați făcut din această calitate mai puțin executivă, viceprimari și consilieri? La urma urmei, Consiliul este cel care e executivul, cel care aprobă hotărârile. Deci, să lămurim clar lucrurile. Consiliul General este cel care este legislativul urbei. Consiliul General emite aceste hotărâri care au, se pot numi în același timp și legi locale. Executivul este o chestie separată, condusă de primarul general, care aplică aceste hotărâri în practică. Cu decursul mandatului nostru de un an de zile am reușit să aprobăm 248 de hotărâri până la ora actuală, datorită politicii noastre de alianțe care a fost condusă la nivelul organizației noastre de municipiu și creierul tuturor acestor alianțe a fost domnul președinte al nostru Dan Ioan Popescu. Am reușit ca toate aceste hotărâri să treacă în Consiliul General. Singura hotărâre care nu a trecut, datorită specificului ei, a fost acea hotărâre cu privire la panourile publicitare. Nu cred că este momentul să spun de ce... Ulterior a trecut și aia. Dar ulterior a trecut și această hotărâre. Spuneți-mi, apropo de această fuziune a partidului PDSR, din care faceți parte cu PSDR-ul, pentru că astăzi a avut loc o conferință a organizației București a PDSR. S-a realizat fuziunea la București? A fost ultima conferință a PDSR-ului și s-a aprobat la nivelul municipiului București mandatul delegației de a vota fuziunea cu PSDR. Deci ați votat fuziunea, da? PSDR, da. Și am înțeles că domnul Dan Ioan Popescu, care e președintele PDSR București, și probabil că președintele noului partid pe București, format din fuziunea PDSR cu PSDR, cel care va candida și e susținut de domnul Dan Ioan Popescu este domnul Adrian Năstase. Deci vreți încă o dată să faceți președinte pe domnul Năstase? Domnul Năstase este membru din partid în București, este susținut de cea mai mare organizație de partid actualului PDSR. Capitala este de departe cea mai mare, cea mai importantă organizație și pentru noi a fost o onoare. Unde sunt vicepreședinte? A fost o onoare să susținem. Și vezi ca domnul Năstase să fie președinte noului partid. Cum se va numi noul partid? Partidul Social Democrat. Deci PSD, părere. Partidul Social Democrat. Dacă îmi permiteți o completare, astăzi la adunarea noastră au participat și reprezentanții Partidului Social Democrat din România, cum s-a numit până acum, adunarea dânșilor de încheiere activității ca și organizație desfătătoare, dânșii au aprobat în unanimitate fuziunea cu noi. Domnul președinte Câmpurean, care este președinte organizației de București, fostă PSDR, actualmente PSD, a participat deja există PSD-ul și ne-a transmis mesajul. Da. Există PSD-ul în București. Și cine e președintele PSD? Domnul Dan Ioan Popescu? Și PSD București îl propune pe domnul Năstase să devină... Delegația Partidului Democrației Sociale din România, din capitală, a primit mandat ca la congresul care are loc sâmbătă să voteze
Dacă ați fuzionat, nu mai există asta. Dar n-am fuzionat ca organ, nu avem dreptul să fuzionăm la nivel local. Noi am s-a aprobat mandatul ca delegația noastră, formată din 350 de oameni, să voteze fuziunea cu... Și de ce l-a propus domnul Popescu pe domnul Năstase? Pe care a fost criteriul? Pentru că e cel mai bun. Pentru că cel mai bun, pe așa e în politică, a avut o mare contribuție. Nu a ocupat domnul Năstase, că am văzut că este foarte ocupat. E și o practică internațională, președintele partidului este în general prim-ministru, dar în același timp, domnul Adrian Năstase a avut o contribuție remarcabilă în evoluția partidului nostru. Și vreau să fac chiar deci e cel mai iubit dintre pedeseriști. Iar o completare, la conferința noastră de astăzi, noi am fost niște reprezentanți. Această candidatură s-a discutat până la nivelul organizației locale, deci de jos. Împotriva. Cum să fim împotriva? S-a discutat în jos? De jos, deci de jos ei, să pleacă, de la organizație locală s-a și propus. Și care a fost primul care l-a propus pe domnul Astase? Un membru de rând ca dumneavoastră din pedeseri, da? Deci acest propunere vine de la sine. Unanimitate. Dar ce vă deranjează? Eu mi-aduc aminte de alte unanimități și mi-e teamă să nu mai ajungem. Deci asta demonstrează că toți membrii noștri de partid au o mare încredere în Dar e un precedent totuși. La ultima, când a fost ales președintele PSD-ului, la vot secret, domnul Năstase a dispus a dispus de unanimitate, la vot secret. Dar spuneți-mi, am înțeles cu fuzionarea, cu un an, cu PDSR, cu primarii, dar în PDSR ce să mai aude? Care cu care? Cine mai e tabăra cu Iergovan, cu e? Nu există. Avem mici discuții. Iliescu, cine e din partid, cine e cu Năstase? Toată lumea și cu Iliescu și cu Năstase? Domnul Iliescu nu mai este membru al partidului nostru. Dumnezeu este părintele nostru sufletesc. Atât a rămas cu părintele. Asta este președintele tuturor românilor. Noi n-am corect, așa este. Dar nimic, nici un scandal cu PDSR. Nu există așa ceva, la noi nu există. Păi Iorgovan face parte din PDSR București? Da, dar dacă ne aducem aminte, nu este de la noi, din Ploiești, amintesc din Prahova, dar eu mi-aduc aminte că domnul Iorgovan a fost și la noi, a mai fost și în altă parte, deci... Da, acum e la PDSR. Da, este. L-am găsit domnia Salva să ține pe domnul Năstase la candidatura pentru PSD, deci Partidul Social Democrat. A dispărut litera E. Totuși am și eu o întrebare. Dar cine aveți întrebare? Că eu am cetățeanul din sectorul dumneavoastră, că la moderatorii mai greu să vă citesc. Deci dacă domnul Iorgovan are un punct de vedere, e rău, dar dacă unanimitatea e rău. Nu prea am... Cine a zis că e rău? Eu am întrebat dacă... Ce să mai vedea pe PDSR, n-a zis că e rău. Îmi place dezbaterea, materia primă pentru presă, probabil că se va naște în final de mandat. Materia primă pentru presă o dați dumneavoastră, politicieni. Păi tocmai, dar se va naște la final de mandat. Dar acum mai liniște. Nici nu trebuie să căutăm foarte mare la final de mandat. Acum un scandal mic pentru telespectatori. Bun, vă mulțumesc mult pentru participarea în această seară și când va avea la congresul pentru telespectatori? Sâmbătă aceasta, 16 iunie, fuziunea PDSR cu PSDR. Cu PSDR și va rezulta Partidul Social Democrat. Cu președinte, domnul Adrian Năstase. Bun, vă mulțumim pentru atenție. Emisiunea noastră se încheie aici, ne întâlnim din nou mâine seară. Până atunci, vă spun ca de obicei, țineți aproape.